Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la TV Buzău. În emisiunea din această seară, din nou ne concentrăm atenția către scena politică buzoiană și către zona de administrație. Alături de mine îl am în această seară pe domnul Andrei Neder, fostul viceprimar al municipiului Buzău, actualmente membru PNL. Bună seara, bine ați venit. Seara bună, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Încep prin a vă întreba cu ce vă mai umpleți timpul de când nu mai sunteți la Palatul Comunal și cât de mult mai urmăriți zona asta politică și administrativă. Păi, în primul și în primul rând am rămas, după cum știți, în zona politică. Sunt membru activ al Partidului Liberal, Organizația Municipală Buzău. În ultima perioadă am avut campanii electorale, campanii în care am fost, spun eu, foarte activ alături de colegii mei, nu numai la nivelul municipiului, cât și în județ. Am fost alături de ei în câteva organizații locale. Pe partea cealaltă, dinainte de a participa la alegerile locale și de a ocupa funcția de viceprimar al municipiu, aveam un mic business de familie, m-am reîntors în cadrul familiei mele, familiei business a mea și îmi desfășor activitatea acolo. Mai urmăriți proiectele derulate de primăria municipiului? Da, v-am spus, rămânând activ în zona politică, sunt atent și mă sfătuiesc și chiar de multe ori și colegii de la PNL, consilierii locali, vin și mă întreabă vis-a-vis de unele proiecte care vor fi puse pe ordinea de zi la ședințe și le discutăm, le dezbatem împreună și încercăm să luăm cea mai bună hotărâre vis-a-vis de acel proiect pentru cetățenii din municipiul Buzău. Au trecut câteva luni bune de când v-ați dat demisia din funcția de viceprimar. Ați avut vreo urmă de regret de atunci, de la acel moment, să spuneți, domnule, până la urmă poate nu trebuia să-mi dau demisia, poate ar fi trebuit să țin acolo de scaun, nu știu, să mă luăm mai mult cu Da, prea mult spus ținut de scaun. Da, poate e puțin exagerat. Am mai făcut această declarație și, o repet, sufletește, într-adevăr, am avut câteva urme de regret și am spus-o aici, în primul și în primul rând, față de cetățenii municipiului Buzău. Aveam câteva proiecte, să spun așa, la care m-am gândit, proiecte care chiar le începusem pentru cetățenii din municipiul Buzău și mi-a părut rău că le-am lăsat unele chiar fără să înceapă sau unele în stare de fașă. Vis-a-vis de celelalte avantaje, cum mi s-a spus de foarte multe ori, n-am nici cel mai mic regret, din contră am mult mai mult timp liber, am timp în primul rând să mă ocup de familia mea, am timp în primul rând să mă ocup de business-ul meu și mi este mult mai bine așa. Deci, v-am spus, singurele regrete pot să spun că sunt sufletești, dar de altă natură sunt nicio formă. Am văzut că deocamdată nu s-a găsit un locuitor pentru dumneavoastră la Palatul Comunal. Credeți că până în vară, când vor fi din nou alegeri, va veni cineva în fostul dumneavoastră birou? Nu, mă îndoiesc că va mai fi cineva alături de cei de doi rămași la Palatul Comunal. Am mai declarat și acest lucru. Cum eu am fost exclus pentru că nu eram compatibil, cu siguranță nu știu dacă se va găsi cineva compatibil pentru următoarele luni sau vreodată compatibil cu actuala conducere din Palatul Comunal. Dar asta ține în primul și în primul rând de domnul primar, ține în primul și în primul rând de majoritatea Consiliului Local, dacă vor hotărâ să mai ia pe cineva alături de actuala conducere. Urmează un an electoral, cum spuneam și eu, pe 7 iunie sunt programate alegerile locale. O să vă regăsim pe vreo listă de consilieri, poate candidat la primăria municipiului Buzău? M-am alăturat organizației PNL municipale, nu pentru a-mi continua, să spunem, nu pentru a continua într-o funcție de conducere la Palatul Comunal. Vreau să rămân în continuare activ, în primul și în primul rând, v-am spus, în viața politică, dar de ce nu și în administrație. Într-adevăr, sper că voi face parte din echipa care va merge în Consiliul Local Municipal în următorul mandat, alături de ceilalți colegi. Să sperăm că noi că vom fi cât mai mulți de data asta și sper ca să-mi aduc aportul mult mai mult de data aceasta față de mandatul trecut. Deci sperați la un mandat de consilier? Am spus, da, în primul rând aici sper să mă regăsesc. Cu ce proiecte o să vă prezentați în fața alegătorilor? Sunt proiecte pe care, cum spuneați dumneavoastră, n-ați reușit să le puneți în practică atât timp cât ați fost viceprimar sau veți veni cu ceva nou? Păi, în primul și în primul rând trebuie să mergem cu proiecte de modernizare ale orașului. Adică proiectele astea care, nu spun că n-au făcut bine și nu fac bine actualului,
să zicem, organizarea municipiului Buzău. Dar trebuie să depășim anumite chestii astea de reparat, să spunem că reparăm acolo, reparăm acolo, reparăm acolo. Deja și Buzăul trebuie să înceapă să o ia pe o parte ascendentă, pe o parte, în primul și primul rând, a dezvoltării urbanistice. Trebuie să găsim niște mijloace de a crea cât mai multe locuri de parcare pentru cetățenii. Ați văzut de foarte multe ori, avem această întrebare din partea cetățenilor, cum creăm noi locuri de parcare, și uitați, de exemplu, poate fi un nou proiect ca nicio construcție care se va dezvolta în municipiul Buzău să nu mai poată fi autorizate fără, să zicem, un minim necesar de locuri de parcare, și aici putem să integrăm și construcțiile de locuințe colective și construcțiile individuale, nu mai vorbim de întreprinderi, și acolo sunt, chiar dacă se construiește o hală, să nu mai lăsăm să construiască pe toată suprafața pe care o dețin și să facă dovada locurilor de parcare necesare desfășurării activității muncitorilor și colaboratorilor pe care dânșii îi iau. Pe urmă, v-am spus, trebuie să ne gândim foarte, foarte mult la traficul din municipiul Buzău. Ați văzut, sunt diferite ore din zi când avem un trafic infernal, când numai să traversez podul de la Mărăcineni este un calvar și ți-a o grămadă de timp. Probabil că aici va ajuta și podul dezvoltat de cei de la Consiliul Județean, și mă refer celălalt din partea de la Vadu Paș, momentul când va exista și acela, atunci clar traficul se va împărți. De ce nu la un pasaj de trafic în zona comercială, cum și acolo la anumite, în anumite perioade ale anului sau în anumite timp din zi se creează o aglomerație foarte puternică, și de ce nu în ultimul rând și la un sistem de încălzire de apă caldă modern în municipiul Buzău, care să creeze confortul necesar pentru cetățeni. Ați fost acuzat la momentul plecării din Palatul Comunal că nu ați venit cu inițiative. Iată că mi-ați înșiruit aici câteva proiecte pe care le aveți. Le-ați expus vreodată și domnului primar sau echipei cu care lucrați la primărie? Da, bineînțeles că au fost, știți foarte bine că erau acele ședințe în cadrul municipiului, în cadrul conducerei, unde fiecare spunea anumite păreri. Unele erau de luat în seamă, altele nici nu se gândea cineva că ar putea fi luate în seamă. Dar au fost proiecte care au fost luate în seamă și aduse de către mine, și aici pot să spun acea modernizare a skateparkului din Parcul Tineretului pentru tineri, chiar și înființarea clubului Gloria Buzău, am fost unul din cei care am propus această măsură. Stadionul de atletism, știți foarte bine că m-am bătut și am mers până la stadiul de proiect, dar am plecat prea devreme sau am plecat înainte de a se desfășura licitația. Deci totuși au fost câteva proiecte care mi-au fost luate în calcul. Și totuși atunci ați avut ceva ochi scoși, ca să spun așa. Da, haideți să... Nu, știți foarte bine, omul la supărare spune fel de fel de lucruri. Eu sunt ferm convins că și domnul primar regretă anumite lucruri pe care le-a spus, cum cred că fiecare la rândul nostru regretăm în anumite momente ale vieții anumite lucruri pe care le spunem. Ne-a spus dumneavoastră că veniți din zona de business. Se adaptează un om de afaceri în zona asta publică? Pentru că e clar că sunt lucruri extrem de diferite și nu vă întreb întâmplător acest lucru, pentru că, de exemplu, și domnul primar mai este acuzat cumva, nu s-a adaptat venind din zona de afaceri, fiind un om de afaceri de 30 de ani, a venit în zona aceasta administrației publice locale, unde lucrurile nu stau ca într-o societate comercială. Vă întreb și pe dumneavoastră, cum se adaptează un om de afaceri la primăria Buzău? Că regulile nu prea mai sunt aceleași. Dacă în societatea noastră faceți și desfaceți, aici trebuie clar să respectați niște legi foarte clare ale administrației. N-aș putea spune că regulile nu mai sunt aceleași. Din contră, pot să spun că sunt aceleași lucruri, numai că aplicabilitatea lor este mult mai strictă în domeniul public, ca să spunem așa. Din punctul meu de vedere, cel mai bine s-ar mula pentru administrația publică un om cu experiență în domeniul business, pentru că odată ce ai condus o afacere,
Până la urmă și primăria este tot un gen de afacere. Ai un buget pe care trebuie să-l programezi, pe care trebuie să știi cum să-l cheltuiești, trebuie să știi să atragi anumite venituri, cu cât ai mai multe venituri, cu atât poți să faci mai mari investiții. Deci până la urma urmei este cam același gen de afacere, numai că na, pentru unii este mai ușor să facă cu banii contribuabilului decât cu banii lui. Și în primul și în primul rând, profitul tot trebuie să știi în primul rând să-l reinvestești și nu să-l atragi de partea ta. Aici este, cred că, marea diferență între businessul personal și businessul administrativ, să spunem așa. Dar vă spun, eu, din punctul meu de vedere, consider că, în primul și în primul rând, un om cu experiență într-un business cu atât mai mult va face față decât cu un om venit numai și numai din sistemul de stat. Și în relația cu subalternii, înțeleg că nu este așa de ușor. Poate la firmă, la dumneavoastră, puteți să-i concediați pe loc. Aici sunt unii funcționari publici, se bucură de anumite drepturi. Sunt, știm foarte bine că sunt niște chichițe ale legii în care oamenii comit abateri și nu aveți posibilitatea de a-i da afară, dacă ne referim strict la primăria municipiului. Știți cum este? De ce să ajungem să dăm afară? Eu vă pot spune că businessul meu, care datează de aproape 25 de ani, n-am dat pe nimeni niciodată afară, indiferent de lucrurile pe care le-a făcut. Întotdeauna am încercat să atrag acel om, să mi-l fac folositor mie în primul și în primul, bine, la vremea respectivă, pentru afacerea aia. La fel și în administrație. Sunt oameni care au o experiență deja în administrația publică, sunt oameni care au o experiență în primul și în primul rând în acea pătrățică. Întotdeauna voi avea, din punctul meu de vedere, v-am spus, voi avea un beneficiu mult mai mare reușind să-l canalizez pe omul ăla să dea tot ce poate și tot ce știe din el, decât să aduc pe unul pe care să-l formez pe acel funcție, pentru că administrația locală, în primul rând, nu este foarte ușoară. Sunt foarte multe lucruri de învățat, iar o simplă greșeală poate să atragă foarte multe repercursiuni și nu pozitive. Din contră, și pe el și pe colegii lui, ca să spunem așa. Deci, un om cu experiență, dintotdeauna voi încerca să-l fac să colaboreze cu mine mult mai mult. Așa, aducându-mi omul meu, nu pot să spun, poate am mai multă încredere aducând pe cineva, dar cu siguranță am o încredere că îmi transmite și îmi spune tot ceea ce este ok. Dar vis-a-vis de munca depusă nu pot să am încredere, pentru că omul acela, în primul și în primul rând, nu are o experiență. Iar până voi căpăta, va căpăta experiență, s-ar putea să se termine mandatul, ca să o spunem așa. Și n-am realizat absolut nimica. Deci, de aceasta vă spun, și cum am și început această frază, în primul și în primul rând, eu nu am dat niciodată pe nimeni afară. Nu pot să concediez, mai bine cineva format, încerc să-l aduc pe calea bună, decât să aduc pe cineva cu care să mă apuc să învăț. În primul rând, știți cum e, de învățat poate să învețe, poate nu poate să învețe. Dacă ne mai concentrăm discuția în zona PNL Buzău, ați bifat o reușită la ultimele alegeri, la cele prezidențiale, ați reușit cumva să detronați PSD-ul oarecum. Credeți că se schimbă buzoienii în mentalitate sau și se va aplica aceeași regulă și la alegerile locale, sau la alegerile locale cel mai important este omul care candidează și nu culoarea politică? În primul rând trebuie să plecăm de la formatul fiecărui tip de alegeri. Știți foarte bine, acum am avut, în prima fază am avut alegeri europarlamentare în care, de ce să nu fim corecți și cel puțin față de cetățeni, poate noi oamenii politici știam, dar marea majoritate a cetățenilor nu știau listele și cine sunt acei oameni din liste și au votat un partid sau poate au votat împotriva unui partid, cum s-a spus la vremea respectivă, că a fost un vot împotrivă. Trecând la alegerile prezidențiale, să fim iar serioși, candidatul PNL a fost, să spunem, net superior candidatului PSD, cel puțin în turul 2, și asta a adus plus valoare oricărei organizații PNL din țară. Deci, clar, mare parte a procentelor îi se datorează în primul și în primul rând domnului președinte Iohannis, după care se datorează organizației și implicit muncii pe care a depus-o fiecare organizație la rândul ei. Cu siguranță, aceste alegeri pe care vor urma vor fi mult mai dificile. În primul și în primul rând, aici vor apărea oamenii care sunt cunoscuți mai mult sau mai puțin de către urbea din care fac parte și pentru care vor să ocupe un post de primar, de președinte Consiliului Județean și tot așa, de consilieri. În al doilea rând, cu siguranță, un trend spre a alegătorului, spre a se îndrepta
către politica de dreapta există. S-a imprimat deja în mintea alegătorilor că partea dreaptă poate să aducă altceva sau vor să încerce pur și simplu și cu o politică de dreapta? În ciuda faptului că ați avut un scor bun la nivelul Buzăului, există voci care spun că apele nu sunt tocmai liniștite în PNL Buzău. Ne puteți spune, există, am înțeles, ceva conflicte între președintele organizației județene cu diferiți membri care îl acuză de implicare superficială, de exemplu în campanie electorală. Sunt adevărate aceste zvonuri care ajung și la urechile noastre, ale jurnaliștilor? V-am spus, sunt membru activ, nu știu, știu că s-a colaborat destul de bine și cu organizația, cu biroul, să zicem, executiv județean, biroul executiv municipal la aceste alegeri, dovadă și rezultatele care au fost, deci putem să excludem aceste zvonuri pe care au fost aduse la nivelul nostru, iar vis-a-vis de celelalte probleme sunt lucruri care, cu siguranță, în urma unor, știu eu, nu neapărat dezbatere, în urma unor negocieri vor ieși mai mult sau mai puțin așa cum trebuie. Până una alta, v-am spus, pot să vă spun foarte sigur, nu am auzit de niciun conflict și nici nu pot să spun că am mirosit măcar un conflict în cadrul organizațiilor PNL. Aveți deja pregătit un candidat pentru primăria municipiului Buzău? Cu siguranță sunt câțiva, eu nu pot să spun că nu fac parte dintre ei. Sunt câțiva doritori. Nu v-ați dori dumneavoastră? Poftim? Nu v-ați dori dumneavoastră să candidați? Nu doresc la ora actuală, v-am spus, cel mult aș îndrăzni să-mi doresc un mandat de consilier local, dar nu să candidez la primăria municipiului Buzău. Cu siguranță sunt câțiva, încă nu s-au, să spunem așa, am luat ca termen după 1 ianuarie, toate lucrurile încep să se așeze pe făgașul lor, fiecare își face anunțul, ce își dorește, cum își dorește și probabil că ar va avea loc și un sondaj de opinie la nivel local prin care să alegem cel mai bine plasat candidat și atunci cu siguranță vom spune clar cine va fi candidatul. Da, putem spune că în prezent domnul primar Toma este pe val. Este clar că a cucerit mulți buzoieni prin asfaltări, prin proiectele pe care le-a pus. Dau seama că și PNL-ul trebuie să vină cu ceva destul de puternic pentru a face o figură bună. Da, domnul primar este la capătul unui mandat cu mai mult sau mai puține reușite pentru unii cetățeni. Probabil unii consideră că a făcut foarte multe și eu consider că a făcut pentru, este un plus pentru municipiul Buzău. Într-adevăr, se vede mâna unui altfel de primar. Poate putea să facă mai multe, asta cu siguranță fiecare vom spune la rândul nostru și fiecare ne dorim la rândul nostru, chiar mă uitam acum într-o zi, cineva spunea că de ce a pus luminițe, nu știu unde și n-a pus luminițe. Știți cum e? Fiecare are mulțumirile și nemulțumirile lor, nemulțumirile lui. Eu sper ca și PNL-ul la vremea respectivă să vină cu un candidat care să poată obține cât mai mult din aceste alegeri și de ce nu chiar și mandatul de primar. Vreau să vă întreb, că ați fost 3 ani la toate ședințele de Consiliu Local-Municipal. Am văzut că nu prea se face opoziție, adică în afară de colegii noastre, domnul Ionescu, domnul Barbu, care mai au cuvântul la diferite proiecte, și domnul Roșioru, și mai nou domnul Florescu, coleg de partid cu domnul Toma, nu vorbește nimeni. Mare toată lumea așa e mulțumită, se votează așa în bloc, fără niciun cuvânt de spus. Nu știu, eu aș vrea, păi, când particip la ședințele astea, să văd și eu. Să vedeți o dezbatere puternică, exact. Așa, și aproape să se ciocnească. Nu neapărat certuri, chiar dacă noi jurnaliștii ne facem audiență cu treaba asta, dar să văd și eu că până la urmă toți sunt trimiși acolo de cetățeni să reprezinte și să, nu știu, să toată lumea să contribuie măcar cu un proiect. Adică aș vrea și eu, în timpul celor 4 ani de mandat, fiecare consilier să aibă un proiect propriu, care să-l prezinte, să-l supună dezbaterii publice, să ceară votul colegilor din Consiliul Local. Bine, e aceeași regulă, aș vrea să o văd și la Consiliul Județean, vă spun acolo. Acolo, din câte știu, și mai liniște este decât la Consiliul Local. Păi, în primul și în primul rând, haideți să plecăm de la majoritatea obținută în fiecare Consiliu. Probabil ați văzut, în Consiliul Județean, majoritatea fiind liniștitoare, și cea simplă și cea absolută, deci nu se pune problema de trecerea vreunui proiect. La Consiliul Local știți foarte bine că consilierii ALDE, respectiv eu și colegul meu care la ora actuală nu mai suntem, am format o majoritate
cu cei de la PSD, formam la vremea respectivă 13 consilieri, fiind necesar doar 12, și automat proiectele, unele dintre ele, cum ați spus și dumneavoastră, erau discutate de colegii din opoziție, și dar beneficiau de fiecare dată de numărul necesar de voturi pentru a trece. Și atunci nu era o problemă. După aceea, părăsind ALDE, să zicem, barca puterii, au trecut cei de la PMP, uneori și câte cineva de la PNL, am văzut uneori și câte cineva de la PSRO, ALDE, se găsește de fiecare. Deci faptul că a existat tot timpul o majoritate pentru cei de la PSD, în primul rând, pentru că cu ei s-a format de fiecare dată, nu a existat, în primul rând, o concurență. Iar vis-a-vis de fiecare de proiecte, este iar o problemă. Legislația, din câte știu în vigoare, spune că un proiect de Consiliu Local, un proiect pentru un Consiliu Local trebuie susținut de 8 consilieri. În afară de PSD nu are nimeni 8 consilieri care să susțină un proiect. Deci ar mai fi PNL-ul dacă s-ar alia cu alt partid și tot așa. Deci probabil din această cauză n-ați văzut un proiect propus de altă formațiune politică. Dar de altfel s-ați văzut la foarte multe proiecte, cei de la PNL, chiar și eu am făcut amendamente la proiectele deja propuse și deja pe ordinea de zi. Fostul meu coleg Ionuț Apostu, viceprimarul, și el venea cu foarte multe amendamente. Cine a mai fost? Cred că și cei de la PSRO și cei de la ALDE de fiecare dată. Cred că marea majoritate a proiectelor importante au beneficiat de cel puțin un amendament chiar din partea opoziției uneori. Bine, ceea ce spuneți dumneavoastră că ar fi nevoie de 8 consilieri, ar putea să-și lase haina asta politică undeva la intrare, și dacă este un proiect în beneficiu cetățenilor, că așa spun toți candidații, că merg acolo să reprezint cetățenii, să fac proiecte în beneficiul lor, ar trebui să lase zona, ce culoare am, galbenă, roșie, albastră, perfect, ce culoare mai fost. Perfect, de acord sunt cu dumneavoastră, dar când vine cineva acolo de la PNL cu un proiect care este susținut strict de acei 8 consilieri pe care îi strânge, iar PNL-ul, PSD-ul se aliază cu altă formațiune și o dă în cap, așa cum se spune pe românește, picându-i proiectul, nu îți mai vine nici să mai faci proiect. Vii, îl citești în Consiliul Local, vezi foarte clar că nu ți se aprobă și data viitoare ești sceptic dacă să mai introduci sau să nu mai introduci. Sigur, am să-mi doresc să discut cu dumneavoastră problemele care au mai apărut de când nu mai sunteți la Palatul Comunal și în special cea a furnizării de căldură și apă caldă, însă acum este momentul să luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem în câteva minute. Am revenit din pauza de publicitate și vă reamintesc că alături de mine este domnul Andrei Neder, fostul viceprimar al municipiului Buzău. Aș vrea, domnul Neder, să vorbim și despre problema furnizării de căldură și apă caldă în municipiul Buzău. Cum vedeți dumneavoastră această problemă? Credeți că acum s-a rezolvat? Vor avea buzoienii căldură, apă caldă pe tot sezonul acesta rece? Păi, în primul rând, mă băgați așa într-o zonă foarte ciudată. În urma ultimelor declarații mele am fost făcut mincinos, am fost făcut de alți colegi ai dumneavoastră din presă. Mi s-a spus că nu e adevărat ce spun eu. La vremea respectivă făceam niște declarații vis-a-vis de acest sistem de căldură, cum că nu este viitorul, nu va fi niciodată al centralelor de apartament și că un sistem bine pus la punct de încălzire centralizată va fi mult mai economic decât sistemul pe încălzire individuală. În primul rând, haideți că o să discutăm și pe partea asta, dar o să discutăm în primul rând despre ce se întâmplă în ziua de astăzi în municipiul Buzău. Într-adevăr, din cât am înțeles și de la prietenii mei, în primul rând, care locuiesc și care încă sunt racordați la sistemul de încălzire centralizată, a revenit căldura, să spunem, și apa caldă în apartamente. Am văzut și în presă se lucrează intens, cel puțin pentru anumite zone, și aici mă refer în primul rând, am văzut chiar astăzi un articol în care spunea că pentru școala 15 se lucrează intens pentru amplasarea unei centrale pe gaze care va deservi una din cele mai mari unități din municipiul Buzău, și anume școala 15. Este un plus. Am înțeles că și
centrala de la, sau cazanul de la PT4, care avea niște probleme, s-au rezolvat mai mult sau mai puțin, spun unii cetățeni. Unii spun că nu mai face zgomot, alții spun că nu mai dă nici căldură, alții spun că dă căldură dacă face și zgomot. În fine, sunt păreri împărțite. Cu siguranță buzoienii vor ieși din iarnă până la urmă, mai ales că beneficiem până una alta și de o iarnă destul de blândă. Să sperăm că ne va ține așa în continuare, iar cu ceea ce avem vom face față. Revenind la declarațiile pe care le-am făcut în altă emisiune TV și la care am fost acuzat pe diferite căi, am să spun din nou și am să le susțin din nou, de data asta mult mai fondate, ca să spun așa. Am fost în primul și în primul rând acuzat, și am aici scoase niște articole și niște chestii, de faptul că nicăieri în Europa nu se interzice, sau în Uniunea Europeană nu este interzisă amplasarea de centrale termice. Am să încerc să fac așa apel la buzoienii care au din ceva vreme în centrală și am să le aduc aminte că acest boom, să spunem așa, de centrale în România a apărut undeva la sfârșitul anilor 90, în urma unei, dacă dânsii poate și aduc aminte, dacă nu o să încerc eu să le fac așa un mic rezumat, în urma unei legi care a apărut în Ungaria, foarte aproape de noi de altfel, care interzicea amplasarea de centrale pe gaz la construcțiile colective, de locuințe colective, doar la ultimul nivel aveau dreptul, și asta în condițiile în care cornul centralei ar depăși înălțimea blocului cu cel puțin un metru. Deci, în Ungaria acest lucru este interzis de foarte mult timp. În continuare, și repet, nu în totalitate, și vă spun doar la ultimul nivel. Mari luptători împotriva centralelor pe gaz la ora actuală, acest fenomen se extinde din ce în ce mai mult în toată Europa. Primii care au luat aceste măsuri sunt olandezii și francezii. La ora actuală în Franța este interzisă amplasarea centralelor individuale de apartament sau individuale, că dacă am spus individuale clare, sau centralelor de apartament în orice construcție nouă. Deci poți, dacă ai, poți să mergi în continuare o perioadă cu ea, dar dacă construiești ceva nou, nu mai ai dreptul să folosești o centrală de apartament. De altfel, mergând mai, apropiindu-ne mai mult, așa știți, în România, uitați, o să vă spun acum și punctul de vedere a multor cercetători și de ce nu a unor primari, a unor orașe din municipiul Buzău, din România, da, care au început deja să-și pună la punct sistemul de încălzire centralizat, să revină la acea termoficare, pentru că s-a văzut clar că este mult mai eficient. Și uitați, chiar aici vorbește într-un articol despre primăria Iași. Primăria Iași care spune exact așa: la o analiză realizată pentru lunile din iarna trecută, arată că într-un bloc din zona Păcurari, cei cu centrală de apartament pe gaz au plătit cu 13% mai mult decât cei racordați la sistemul de distribuție pe orizontală. Trebuie să spunem că cei de la primăria Iași deja lucrează la un sistem de încălzire centralizat, mult mai performant, și deja există foarte mulți ieșeni care se racordează, se rebranșează la acel sistem. Vă întrerup puțin pentru că avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, sunteți în direct. Da, să revină dacă nu ne aude. Vă rog, continuați. Da, mai departe, tot căutând pe net, așa pe un portal de știri foarte cunoscut, și ne referim aici la Digi24, spune că Oradea, și știți foarte bine, Oradea, unul din cele mai dezvoltate, acolo să spunem, este o orașe. Lume, cu siguranță. Probabil că este izolat, dar izolarea o facem, cred că nu noi, o facem noi, nu ei, de fapt. Noi ne-am izolat de ei, nu ei de noi. Spun că cei de la primăria Iași au... Oradea, au investit peste 120 de milioane de euro într-un nou sistem de termoficare. Un nou sistem care este menit să aducă în primul și în primul rând liniște în apartamentele cetățenilor din
în municipiul Oradea, asta însemnând în primul rând un confort foarte bun, apă caldă la temperaturile necesare. Banii europeni, și, din câte știu. Da, toți acești bani, 120 de milioane, sunt poate fonduri și europene. Municipiul Buzău să adopte. Bineînțeles, și municipiul situație, Buzău. Eu mă îndoiesc că cineva din municipiul Buzău nu este dornic să aducă fonduri europene sau cineva la Uniunea Europeană spune, bă, la municipiul Buzău nu dăm fonduri europene. Da, se pare că a revenit telespectatorul. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, eu nu vă aud aproape deloc. Bună Noi seara. Vă auzim, vă rog, spuneți. Adică am vrut să fiu sigur că mă auziți. Nu interveneam, dar am vrut să-i dau o replică domnului Meder. În legătură cu ceea ce s-a întâmplat în intervenția veche și referitor la centralele de apartament. Domnul Neder, nu v-a atacat nimeni că ar fi vorba că ați spus că și în Europa Occidentală sunt interzise. Atacul a fost la faptul că dumneavoastră a spus că centralele de apartament nu sunt sigure și că sunt adevărate bombe. Pot să vă spun, pot să vă întrerup doar o secundă. Atacul a fost exact așa, trei minciuni în 5 minute. Deja v-am detronat două. Dacă vreți, mergem și pentru al treilea, nu e o problemă. Da? Vă rog frumos, da? Deci, dumneavoastră, asta a spus și indignarea oamenilor de aici a plecat de la faptul că aceste centrale de apartament ar fi periculoase. Problema este următoarea. Ce citați dumneavoastră acolo sunt niște lucruri minore. În toată Europa Occidentală există centrale de apartament. Legislația pe care dumneavoastră a citat-o din Franța există și la noi în România. Poate n-a știut lucrul ăsta, dar construcțiile noi sunt obligate să aibă o singură formă de încălzire, indiferent sub ce formă este ea, dar e una singură. Da. Deci așa spune legislația în România. De asemenea, orașele actuale, astea vechi, cu construcții vechi, dacă au zone în care există zonă centralizată singură sau există scări unde centralizarea este singură, de asemenea pot decreta că acolo să nu se bage centrale de apartament, indiferent câte nivele are. Deci sunt în continuare permise de lege montarea centralelor de apartament pe scările unde există deja. Deci acolo unde există încălzire centrală pentru toată lumea, administrația locală decretează acele zone în care nu se mai poate pune centrale de apartament. Așa că dumneavoastră bateți la o ușă care ea e deschisă de mult în legislația din România. Dar eu n-am bătut la nicio ușă. Eu am reamintit că există aceste lucruri, inclusiv în legislația din România. Aceste centrale sunt adevărate bombe. Aceste centrale sunt construite. Nu am spus că sunt bombe. Dacă vreți să-mi puneți cuvinte în gură și dumneavoastră și alți colegi de ai dumneavoastră, este altă problemă. Acolo care atestă că ele corespund normelor europene dictate de Comisia Europeană, de Parlamentul European. Pentru următorii câțiva ani. Ce spuneți? Am spus că ele corespund normelor pentru următorii câțiva ani. Deci ele sunt perfect europene, ca să fim înțeleși. Dar n-am spus că nu sunt perfect europene. Am spus că deja statele din Uniunea Europeană se mișcă în acest sens. Deci nu e Uniunea Europeană ne interzice să avem centrale de apartament, nu ne interzice nimeni. Nu am spus că Uniunea, am spus că sunt în anumite state din Uniunea Europeană, nu se mai instalează astfel de centrale. De ce îmi puneți vorbe în gură? Și ca să vă spun mai departe, să știți că Parisul, Neder, Londra, Münchenul nu beneficiază Neder, de încălzire pe centrale, dacă vreți și vă interesează. În care există centrale de apartament și un singur apartament nu are, poate să-și bage, domnule Neder. Dar nu am spus că nu poate să-ți bage. Eu am spus că viitorul nu reprezintă centrala pe gaze, ci reprezintă centrala pe apartament. Deci înțelegeți, dumneavoastră ați fost atacat pentru că ați zis că astea sunt bombe. Eu nu am spus că sunt bombe, domnule meu, am spus că se pot întâmpla accidente. Sunt două lucruri total diferite. Asumați-vă greșeala pe domnul care ați făcut-o, pentru că dacă vreți să mă ascultați și pe mine și să nu țineți la îngapea dumneavoastră, vă spun atâta. Eu am spus că se pot întâmpla accidente. Vă rog, acum, dați-i nu, asta am și spus. Replica mea este strictă, am spus. Se pot întâmpla accidente. Nu că centrala reprezintă o bombă în casa omului, că n-are cum să reprezinte o centrală o bombă, da? Dar știți și dumneavoastră și cred că orice cetățean din municipiul Buzău știe cel puțin un exemplu în care s-a întâmplat un accident cu o centrală.
În primul și în primul rând cu sistemul de racordare la gaze. Aici este principalul lucru care afectează un cetățean și centrala respectivă. Nimic altceva. Eu n-am spus că este o bombă, o centrală. Că dânsii vor să interpreteze așa, asta este altă problemă. Încă o dată le repet, nu candidez la primăria municipiului Buzău, ca să fie foarte... Am înțeles asta noi. Ok, și ați dat exemplu de Iași, de Oradea. Cum vedeți acum? Se poate întoarce municipiul să investească bani? Este foarte clar. Sistemul de încălzire centralizat existent la ora actuală în municipiul Buzău nu are un viitor. Nici ăsta, dar exact revin și la partea ailaltă. Da? Este un sistem foarte vechi, un sistem din care nu s-a mai investit de foarte mult timp, cu rețele descoperite de transport al agentului termic care... nu mai permite în transport la normele și nu mai ajunge agentul termic la parametrii care trebuie la beneficiar. Centralele ați văzut și dumneavoastră care mai de care fac fel de fel de probleme și cazanele și alea. Deci este clar că nu ăsta de acum putem să facem mare lucru. Dar cum spuneam, și cei de la Oradea au început să investească. În primul și în primul rând, v-am citit dumneavoastră în pauză articolul și v-am spus, au investit în primul și în primul rând într-o centrală pe gaze, o centrală care a costat 50 de milioane de euro. Ușor, ușor și noi ca municipiul Buzău putem să arondăm pentru fiecare, știu eu, pentru cartiere, pentru zone mai mici, să începem pe fonduri europene să facem un proiect pe care să legăm această chestie. În primul rând, nu ne costă pe noi ca municipiu mare lucru, pentru că știți foarte bine, fiind fondurile europene, nu sunt rambursabile și ne rămân banii din fondul municipiului ca să investim în altă parte și ușor, ușor și cetățenii or să vadă că acest lucru este benefic pentru ei. Asta am spus și data trecută, asta spun și acum, de data asta chiar am venit cu niște argumente. Vis-a-vis de acele accidente care dânsul le-a transpus în bombe, că nu știu, așa se vede la noi, că dacă spui că un accident nu se poate decât cu bombă, probabil, am spus și eu repet, se pot întâmpla accidente. Și am dat exemplu inclusiv familia mea. Un neam de-al meu, o rudă de-a mea, la Galați, a avut un astfel de accident, o scurgere de gaze de la centrală, de la sistemul de racordare al centralei, s-a trezit dimineața, a aprins un întrerupător și a sărit în aer cu bucătăria, ca să nu spun cu centrala, că iar înțelege dânsul că s-a declanșat bomba din asta. Plus, mai știm și alte exemple, inclusiv exemple cu oameni destul de cunoscuți ai municipiului Buzău, care au suferit un accident într-un weekend plecat la relax. Și dacă nu, cumva chiar aceeași presă care m-a acuzat pe mine că nu există așa ceva, scriau la vremea respectivă cu pompe. Da? Mai mult de atât, în acest weekend știți foarte bine că de la un astfel de sistem de racordare individuală de gaze, în acest weekend s-a întrerupt furnizarea de gaze într-un mare bloc din municipiul Buzău. Acel sistem este clar creat pentru a alimenta centralele de apartament. N-am spus nimic altceva. Din contră, pot să spun că la ora actuală centralele au o tehnologie foarte nouă. Există acel sistem de detectare de gaze, de scurgeri de gaze și automat care opresc gazele. Deci pot să spun și eu că sunt foarte sigure acestea. Dar nu asta reprezintă viitorul. Nu am spus altceva nimic. Cum acest sistem existent la ora actuală de termoficare nu reprezintă viitorul, nici acest sistem de încălzire individuală cu centrale nu cred că este din punctul meu de vedere viitor. Aș vrea să trecem și la un alt subiect, să ne spuneți ce mai știți noastră despre polițiștii locali, pe unde mai lucrează, pe unde mai sunt arodnească, pentru că pe străzi nu prea i-am mai văzut. Ce se mai întâmplă cu procesul dumnealor? Mai sunt angajații primăriei? Că n-am mai văzut nici poliția mediului, nici cei care patrulau și după lăsarea întunericului pe străzi? Din cunoștințele mele, în continuare sunt angajații primăriei, atâția câți au mai rămas. Știți foarte bine că marea parte dintre ei ori au plecat de bunăvoie, ori au plecat, să spunem, pe cale naturală ieșind la pensie. În acești 3 ani nu s-a reușit concedierea niciunuia dintre ei, sau foarte, foarte puțini au fost. Într-adevăr, marea majoritate care au activat înainte de acest mandat și activau în școli pe pază, s-au reîntors la punctele lor de pază în școli. Nu știu dacă nu cumva se mai face pe timp de noapte. În continuare, am văzut destul de activ. Sunt foarte mulți dintre ei pe partea asta de ocuparea domeniului public și mă refer aici la zonele de parcări unde
dau amenzi pentru faptul că nu s-a parcat într-un loc corespunzător sau s-a parcat pe locul altcuiva. Deci, din punctul meu de vedere, sunt destul de activi, ca să spun așa. Da, dar însă numai într-un interval în acesta, 8-16, și exact în intervalul orar cel mai vulnerabil pentru fapte ilegale, dumnealor nu sunt pe străzi. Nu că ar fi vina lor, adică să nu mă înțeleagă cineva că-i acuz da, de pentru ceva. Că a fost o divergență între actuala conducere și poliția locală. Vă dau exemplu cel de la piață. De la piață. Ați văzut că știu, cei comercianți au apărut în spațiu public că... acele filmulețe în care erau sustrase fel de fel de produse din mărfurile cetățenilor care își desfășoară acolo activitatea. Da, am spus lucrul acesta. Fost destul de multe divergențe vis-a-vis de felul cum se plătesc orele de noapte, cum se plătesc ore suplimentare de către administrația locală, către polițiștii locali. Dânșii nu au fost de acord cu sistemul de plată și probabil că neputând legislația, dându-le voie să nu facă ore de noapte, au renunțat la acele ore de noapte neplătite. Deci cred că aici s-a împodmolit puțin acest lucru. Aș vrea să vă mai întreb și despre ramura asta sportivă, pentru că spuneați dumneavoastră că ați contribuit la resuscitarea clubului Gloria. Cum vedeți că au evoluat lucrurile acolo? Am văzut că sunt sportivi care își fac treaba, rezultate sunt bune. Performanțe foarte mari clubul Gloria pe toate ramurile, din cunoștințele mele, marea majoritate a informațiilor le primesc din presă și din, nu din alte părți. Am văzut că și echipa de fotbal ușor a trecut, să zicem, pe plus. Echipa de handbal nu mai spune, mare rezultate foarte bune. Latura de atletism am văzut că este foarte premiată, cred că este cea mai premiată secție din cadrul clubului. Celelalte ramuri, v-am spus, prea puțin, sunt și oricum la ora actuală sunt în pauză. Oricum, probabil dumneavoastră presa veți primi acum o invitație pentru festivitatea de premiere a sportivilor la sfârșitul anului. Cred că ca în orice domeniu mai sunt și lucruri de îndreptat, dar cu siguranță atâta timp cât performanțele există și atâta timp cât acești oameni vin cu medalii, nu văd care ar fi problemele pe acolo. Totuși, este un efort bugetar destul de mare pentru municipalitate. Își va mai permite și anul viitor să susțină ramura sportivă? Păi nu știu care va fi bugetul, în primul rând. Dacă în anii următori știam care e bugetul... Din ce știți că au fost în anii trecuți? Bănuții, cam cum au fost, dacă au fost suficienți? Este într-adevăr pentru un efort, că sportul cere și investiții. Este într-adevăr un efort destul de mare pentru actuala conducerea primăriei, susținerea unui club la acest nivel în primul și în primul rând și de asemenea anvergură. Știți foarte bine că sunt undeva în jur de 12, dacă nu cumva chiar 13 secțiuni. Și știu că s-a mai renunțat la una, la două, nu știu la câte, a fost așa, când se renunța, când se revenea. Părerea mea că bugetul care a fost până acum nu este suficient pentru performanțe mult mai mari decât obținem la ora actuală. Părerea mea că nici bugetul nu va mai fi așa cum a fost în alți ani, pentru că, ați văzut, s-a schimbat un guvern care spune că s-a dat prea mult, să li se mai ia înapoi. Și tot așa, cu siguranță, nu știu dacă vor mai primi, cel puțin municipiul Buzău va primi aceiași bani care i-a primit până acum de la guvern. Și atunci, bazându-se doar pe bugetul propriu, am o îndoială că atâția bani se mai pot investi în sport. Dar mai departe este hotărârea luată de primăria municipiului Buzău, este hotărârea luată de consilierii locali, este chiar de consilierii din cadrul clubului și de conducerea clubului, care sunt nevoile, ei le știu și... ce poate să dea știe primărie. Ok. Mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră și la emisiune. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit și în această seară. Eu vă aștept și mâine de la ora 18:10 aici pe TV Buzău. Până atunci vă doresc numai bine.